Au arătat câteva cadre cu Sabrina după live, între live și capricii. Era la băieți, stătea singură și plângea, era foarte gânditoare. Am văzut că a fost consolată, a mai plâns și mai devreme. E și șocul, abia s-a întâmplat, A trebui. Pe zi ce trece să fie din ce în ce mai bine, la modul să nu mai fie atât de închisă și cu lacrimi în ochi, pentru că nu-i face bine cu siguranță. Și am văzut că stăteau mamele pe terasă, bunica spunea doamnei Eleonora că îi este teamă ca Sabrina să nu mai facă un atac de panică cum a mai făcut. Eu aștept să văd ce atitudine va lua Sabrina pe viitor zilele acestea în emisiune în casă, dacă va mai răspunde la ceva sau va fi imună la tot ce se vorbește.